Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și vă mulțumesc că sunteți alături de Radio Vocea Evangheliei București. Continuăm în ediția de astăzi tematica început în ediția precedentă despre influența îndoielii în viața creștinului și astăzi vom aborda influența, efectele îndoielii în viața noastră, urmașilor Domnului Iisus Hristos. Ne bucurăm să îl avem din nou alături pe profesor și pastor Marius Cruceru. Bun venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit. E o mare bucurie să vă întâlnesc. Domnule profesor, în ediția trecută cumva am așezat cadru, am explicat un pic terminologia și am prezentat așa, ați punctat câteva momente în care un om, un creștin, se poate îndoi. Și cumva ați explicat că face parte din background-ul nostru uman și că așa Dumnezeu ne-a lăsat să nu cunoaștem chiar toate lucrurile și noi avem o cunoștință limitată în spațiul acesta, limitați de timp. Ne ajută sau ne încurcă? Ne ajută să ne dezvoltăm în relația noastră cu Hristos, cu Domnul? Cum vedeți dumneavoastră această perspectivă? De fapt, este miezul subiectului și tematicii noastre. Mi-am notat câteva, venind înspre dumneavoastră, în mijlocul de transport și gândindu-mă la subiect, pentru a doua parte, mi-am notat mai întâi un fel de taxonomie a îndoielilor, pentru că ele sunt de multe feluri. Mai întâi poate fi îndoiala vulgară a ignorantului. Domnule, eu nu cred că există Dumnezeu, că Yuri Gagarin a fost în cosmos și nu l-a văzut și deci nu este. Asta trădează o simplitate intelectuală învecinată cu o ignoranță răutăcioasă și nu merită expediată. Adică omul chiar nu are nicio șansă dacă abordează subiectul așa. Apoi este îndoiala sinceră a căutătorului, care este, după cum am văzut, terapeutică. Ea se înscrie într-o spirală și în momentul când intri în această spirală epistemică, Dumnezeu vine în întâmpinarea sau, de fapt, Dumnezeu este cel care creează această spirală, este cel care inițiază prin apropierea și cercetarea Duhului Sfânt. Apoi este o îndoială tulbură a contemplativului, de genul Toma. Toma este un personaj foarte umbros la un moment dat, când află că unul din prietenii Domnului Iisus este bolnav, spune, a murit? Hai să mergem și noi să murim cu el. Foarte dulce faza, este extrem de frumoasă. Nu poți să nu-l iubești pe Toma când face chestii, este genul contemplativ, este așa în lumea lui și are propriile lui scăpări, alunecări. După care este îndoiala sistematică a cercetătorului, îndoiala carteziană, deci prin eliminare. Mă îndoiesc de asta, mă îndoiesc, pun la îndoială lucrurile. După aceea este îndoiala deznădăjduită a depresivului. Sunt oameni care trăiesc din anumite condiții psihice și sunt credincioșii noștri care sunt loviți de tulburări de competența psihiatrului, care pot trăi din cauza unor decompensări anumite stări pe care noi le punem, noi nespecialiștii le punem, vai, și-a pierdut credința, vai, săracul, este, deci, e îndrăcit. Și imediat îl caracterizăm și îl ducem la exorcizări. Acolo este o altă categorie de îndoială, este o altă categorie și noi etichetăm foarte ușor, nefiind în spectrul nostru de calificări. Și asta e o altă discuție. După care este îndoiala încăpățânată a depravatului. Omul care și-a stabilit un drum etic, nu veți găsi mai bun specialist în textele, în exegeza textelor despre băuturile alcoolice decât un om care vrea să îmbete. Nu veți găsi un mai mare exeget al textelor despre divorț decât unul care vrea să divorțeze. Nu veți găsi un mai bun apologet al ateismului decât un om care vrea să-și apere stilul său de viață depravat. De aceea, când ne uităm la îndoială, trebuie să o rotim pe toate părțile, să vedem dar ce fel de îndoială este ca să o putem diagnostica. Că și bolile astea... Îmi place foarte mult ideea de îndoială ca boală și am o cântare favorită pe care o cânt în ultimul timp. Vindeca mea îndoială ce mă pasă uneori. Este așa de frumoasă cântarea aia. Pentru că autorul simte această
condiție ca pe o boală, de care, o boală sufletească, care trebuie vindecată. Și vedeți ce mă apasă uneori. Adică este, nu tot timpul, este iterativă, este secvențială, apare din când în când în această călătorie, în care mie îmi plac călătorii lungi, îmi plac pelerinajele. Și când pornești la o călătorie, de exemplu, când pornești la o călătorie în care știi că te așteaptă 137 de km într-o zi, sau 40 de km dacă mergi pe jos, sau 20 de km dacă faci semi-maraton, sau 10 km de urcuș montan, sunt momente în care nu mai poți, în care te îndoiești că vei ajunge în vârf, în care, dar după aceea, stările astea sunt trecătoare, vindecă a mea îndoială ce mă pasă uneori și după aceea vine un nou bus de energie, vine din nou și voi ajunge. Dar unde ne uităm? La final. Ne uităm la obiectiv. Aducem aminte, totuși trebuie să, când am făcut o cursă de 400 de km în 24 de ore, am avut un accident, eram cu bicicleta și m-am uitat, deci m-am uitat împrejur și am vrut să chem mașina de asistență și să închei cursa. Miza erau câteva sute de euro pentru un copil care avea leucemie. Și atunci știți ce am făcut? Am deschis telefonul mobil și am văzut imaginea acelui copil, imaginea lui Alex. Știți cum mi s-a aprins din nou nădejdea, speranța? Voi termina cursa. Și am terminat cursa. Eram la 44 de ani. Cardiacul acte în regulă, a terminat cursa. De ce? Contează unde te uiți. Aceea, întotdeauna, în momentul când suntem sub îndoială, de ce? Îndoiala de unde apare? Din distanța dintre T0 și T1, oare voi ajunge până acolo? Dar este T10, da? Și mă uit și sar peste toate celelalte momente temporale și mă duc până la final și știu că acolo mă așteaptă mare răsplată. Să alergăm, spune Apostolul Pavel, să alergăm în așa fel, este un anumit fel. Întotdeauna în cursele lungi, cei care câștigă cei care au psihic foarte tare. Și ce altceva este călătoria creștinului decât o călătorie foarte lungă, în care ne trebuie acea tărie, și nu mai este vorba de o tărie psihică omenească, ci este acea tărie care vine de dincolo de noi, care vine de dincolo de finish, care vine de la persoana care ne așteaptă dincolo de finish, care ne întinde mâna și spune, vino rob bun și credincios. Da, frumos. Într-adevăr, noi avem această provocare să ne uităm țintă la Hristos și în alergarea noastră, așa cum spunea Apostolul Pavel, să alergăm cu stăruință. În această descriere pe care dumneavoastră ați făcut-o, aceste tipuri de îndoială, sunt anumite îndoieli, revin un pic la întrebarea mea, mai benefice decât altele sau ele pot fi așa puse în aceeași categorie? Toate au un plus de valoare. Nu toate au un plus de valoare. Probabil cea mai benefică este îndoiala metodică carteziană, metoda descoperirea adevărului. Dacă, cum spuneam în cealaltă ediție, cealaltă parte a emisiunii noastre, dacă cineva îmi spune, am văzut o bicicletă roșie zburând pe deasupra capului tău, pun la îndoială acest lucru, dar nu sunt atât de naiv și nu sunt născut ieri ca să cred orice prostie. Sau îmi spune cineva, în timpul pandemiei, cred că toți am experimentat tot felul de vești dintr-o parte și din alta și a trebuit să punem la îndoială tot timpul sistematic ca să cunoaștem adevărul. Unii cred că au cunoscut adevărul mai bine decât ceilalți, alții, și vedeți, fiecare ne-am îndoit de adevărul celuilalt. Că s-au creat partide, vacciniști, provacciniști, antivacciniști, și fiecare parte a privit cu îndoială pe partea cealaltă. Adevărul este undeva la mijloc sau este de o singură parte? Că nu poate fi decât un singur adevăr. Ei, în creștinism este la fel. Există un parcurs necesar al îndoielii până la aflarea adevărului. Dar în momentul când te confrunți cu cel care este calea, adevărul și viața, atunci îndoiala se risipește. Mai este un moment în care îndoiala este strivită sau îndoiala este terminată, în sensul terminării unui program de computer, cum punem pixuleț și se termină. Evanghelia după Ioan este Evanghelia credinței și chiar recomand ascultătorilor dumneavoastră, recomand să citească Evanghelia după Ioan în 21 de zile, care are 21 de capitole, cu următoarele două întrebări în minte. Cine este acest Iisus Hristos și ce vrea El de la mine? Este extrem de important.
Pentru că Evanghelia după Ioan este o Evanghelie anti-îndoială. Este o Evanghelie a credinței. Și scopul ei este, toate aceste lucruri au scris, au fost scrise ca voi să credeți, credeți că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui, viață veșnică în numele Lui. Ei, toate acele personaje cu care stă de vorbă sunt diferite, sunt alese ca și vitraliile într-o catedrală. Sunt niște personaje care ipostaziază un anumit mod de a crede. Nicodim este cel care privește la, ca și cei din pustie care privește la șarpele din pustie. Când ești mușcat de șarpe, da, ești în pustie, ești mușcat de șarpe, sunt șerpi înfocați și ai dileme. Vine Moise cu o prostie. Deci realmente este o prostie din toate punctele de vedere. Deci, fiți atenți, băieți, la ce vă spun eu acum. Fii atent. Deci, să apune soarele și când apune soarele și când strălucește soarele în tingirea aia, în tabla aia care e pus într-un par acolo, voi cei mușcați de șarpe, vă uitați la tabla aia și veți fi vindicați. Moise, îți bați joc de noi? Păi, domnule, noi suntem oameni decenți intelectual, domnule. Păi dacă ți-ai propus să-ți bagi joc de noi, adică mai bine mergem în corturi și murim decent. Ce credeți că s-a întâmplat cu aia? Care s-au îndoit. Au murit decent. Da? Și au fost unii destul de proști. Au fost unii destul de înguși la minte. Au fost unii destul de pocăiți. Au fost unii destul de așa, narrow-minded, cum spune englezul. Destul de cu mințele înguste. Care ce credeți că au făcut? Ai, domne, ce a venit pierdut. Nu ne mai îndoim, ne uităm la aia. Și ce s-a întâmplat? S-au vindecat. Când ți-e sete în pustie, vine Domnul Iisus și spune, eu sunt apa vieții. Când ți-e foame în pustie și au strigat, ce asta, ce asta? Noi nu putem să credem, a căzut ceva ca, așa, ca un, niște mărgăritar. Mana, ce este asta? Pâinea vieții. Vedeți, când ne raportăm la Iisus Hristos, ne raportăm ca unii care suntem disperați de foame și vine El care este mana. El este răspunsul pentru foamea noastră. Suntem disperați de sete și El este apa vieții. Suntem închiși pe afară și El este poarta de intrare în staul. Suntem morți și El este învierea și viața. Suntem mușcați de șarpe și El este ca șarpele care se ridică în pustie. Iisus Hristos este soluția care se oferă, spune, poți să te îndoiești de Iisus Hristos. Dom'le, eu am o problemă cu Iisus Hristos, mă îndoiesc că a fost un personaj istoric. Fii sănătos atunci. Te duci în iad, simplu. Deci, na, asta, n-am niciodată. Știți, pot să mă vindec de chestia asta? Nu poți. Citește Evanghelia. Și dacă nu se naște credința în inima ta citind cuvântul lui Dumnezeu și dacă Duhul Sfânt nu fierbântă acele cuvinte în inima ta, asta este. Dar, vedeți, trăim într-o cultură postmodernă în care ne place să zicem și tu ai dreptate și eu am dreptate, adevărul este undeva la mijloc, adevărul poate fi aproximat, nu cunoscut. Ori creștinii sunt foarte radicali și asta e credința creștină. Îmi pare rău, îmi cer scuze pentru credința creștină, dar alta n-avem. Îmi cer scuze pentru un Dumnezeu așa de ferm, dar altul nu am să predic. Și acest Dumnezeu ne spune, cine crede, va trăi. Cine nu crede, asta este. Deci, nu avem cale de întors. În momentul când intri în Evanghelia după Ioan, Evanghelia după Ioan te duce ca într-o pânie, în care toate personajele colective, frații lui Iisus, ucenicii, farisei, cărturarii, personajele singularizate, Nicodim, fruntașul fariseilor, cu samariteanca, care sunt pereche, dar puși în contrast, orbu din capitolul 9, cu slăbănogul din capitolul 5, care sunt iar puși în pereche, Petru cu Maria, cu Toma, cu ceilalți ucenici, toți sunt strânși într-un nor de martori care spun cam așa ai putea crede. Astea sunt alternativele. Poți să te raportezi la Iisus ca viață, ca pâine, ca pâinea vieții, ca apa vieții, ca învierea și viața a lui Lazar și aia este ieșirea ta spre din îndoială, din necredință. În rest, nu știu dacă sunt alte alternative de a poposi în alte condiții, în alte modalități, că nu, nici nu îndrăznesc să spun alte modalități de gândire, în alte condiții de ale intelectului nostru. Domnule profesor Marius Cruceru, acum, dacă toți suntem în zona aceasta practică a recomandărilor, ați recomandat Evanghelia după Ioan ca un exercițiu bun pentru exersarea asta a credinței noastre, ar mai fi alte
eu știu, soluții biblice pentru depășirea stărilor de confuzie. Ați amintit și rugăciunea ca un exercițiu spiritual și sunt și în Biblie oameni ai lui Dumnezeu care s-au rugat și au apelat la divinitate pentru lumină, pentru claritate, prietenii, nu știu, sau frații de credință pot fi poate o altă resursă. Da, sunt ceva semne, aș spune semne că ai crezut, un fel de autodiagnosticare. Cum știi că ai crezut? Cum știi că ai crezut corect? Sau care sunt acele semne că ești exorcizat de îndoieli? Primul lucru, convorbirile cu el. Vedeți, noi vom fi puși în situația să-L recunoaștem pe Iisus, să-L recunoaștem. Cum poți recunoaște pe cineva pe care nu l-ai văzut niciodată? Pe cum? Pentru că îl recunosc pe cel care am avut convorbire în fiecare dimineață. Îl recunosc acea voce. Recunosc acel moment în care Domnul Iisus înviat-o îi strigă, o strigă pe nume Maria și ea se întoarce, spune rabuni. Este acea recunoaștere. Cum îl vom recunoaște pe înviatul nostru și nu vom fi înșelați? Știu cui m-am rugat. Știu cu cine în acești 37, iată, aproape 38 de ani de credință, știu pe cine am întâlnit în timpul meu de părtășie. Și apoi, al doilea lucru, călcând pe urmele Lui, calc pe urmele Domnului, este vorba de Dumnezeu ne sfințește prin cuvântul Său și voia Lui este sfințirea noastră. Un Hristos care nu te îndeamnă la sfințire este un Hristos fals. Sunt oameni care trăiesc cu Hristoși toleranți. Îmi stărui în minte vorba cuiva, Doamne, astăzi mi-am băut cafeaua cu Iisus. Și el ce preferă, ristretto, espresso sau cappuccino, dacă ești așa de acomodat cu el. Pentru că oamenii și-au făcut un idolaș, Isusuț, așa, roz bombon, care nu-i deranjează. Care i-a arestat la biserică și îl întreabă când vor ei, când dau examene sau când sunt la ATI. Ei, a călcat pe urmele lui este în fiecare zi. Al treilea lucru, comuniunea cu ai lui. Nu poți să nu iubești biserica Domnului și nu poți să nu fii îndrăgostit de biserică dacă ești credincios în Iisus Hristos, care este capul bisericii și mirele miresei, apoi crezând ceea ce au crezut ai Lui. Pentru că noi suntem într-o comuniune a credinței. Întotdeauna biserica este o comunitate de verificare hermeneutică, o comunitate în care ne verificăm dacă suntem pe calea cea bună. Vorba unui prieten, dacă ți-a trecut prin minte o idee teologică care este cu totul necunoscută timp de 2000 de ani de creștinism, primul pas pe care trebuie să-l faci este să-ți faci o programare la psihiatru. Și apoi un alt lucru pe care atestă credința este Duhul lui Dumnezeu. Noi avem o cristologie pneumatică și o pneumatologie cristologică, deci Hristos este conturat de Duhul. Maria a fost însărcinată de la Duhul. Pe tot parcursul lucrării Domnului Iisus a fost Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt dă roade în viața credinciosului. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Cei răi n-au pace. Cei răi sunt tot timpul dilematici. Cei răi au tot timpul o neliniște sufletească. Cei răi sunt tot timpul încordați. Cei răi tot timpul... Dom'le, nu sunt sigur. Nu? Și când ești în nesiguranța aceea patologică, atunci, bineînțeles, dispare pacea. Și apoi, cred într-un Hristos care este constituit la fel ca și noi, consubstanțial cu noi, carne și sânge, deopotrivă cu noi, însă fără păcat, într-un tot la fel ca și noi și în sfârșit într-un Hristos care este consubstanțial cu Tatăl, deopotrivă cu Tatăl, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat. Acesta este cadrul în care îmi protejez credința. Da? O credință care este înrădăcinată în calvar, care este țintită cristologic. Mie nu mi-ajunge doar să cred că a existat arca lui Noe. Nu mi-ajunge doar să cred că Iona a fost înghițit prin animal marin. Nu mi-ajunge doar să cred că metalul a plutit. Asupra acestor lucruri pot din când în când să am îndoieli. Dom'le, vom vedea cum plutește metalul, cum a plutit toporul ăla. Aia nu e o miză de mare. Miza cea mai mare este dacă am crezut într-un Hristos biblic. Nu la întâmplare, prima epistola lui Ioan se sfârșește așa. Copilașilor, feriți-vă de idoli. Și nu se referea la idolii ăia, ciopliți, ci se referea la Hristoși alternativi. La Hristoșii care nu sunt după descrierea Lui. La Hristoșii care nu sunt Dumnezeu. La Hristoșii care sunt modificați în așa fel încât să fie convenabili. Să ne dea voie să gândim cum vrem și să trăim cum vrem. Da, e un pericol major acesta și
E clar că noi în lupta aceasta a credinței și în cursa aceasta lungă de care spunea, suntem într-o alergare de cursă lungă, întâmpinăm multe lucruri, însă Mântuitorul ne-a spus că e biruință în El să îndrăznim și să privim ținte la El. Acum, suntem pe final de emisiune și aș vrea așa să vă întreb, anumite măsuri de precauție am putea, eu știu, să ni le luăm, să nu intrăm într-o zonă așa de, nu știu, de confuzie majoră, de îndoieli, că am înțeles, sunt inerente în viața credinciosului, sunt de scurtă durată, astea sunt cele normale. Însă pentru, nu știu, ajunge într-o zonă critică, cronică, cum am putea să ne păzim, să ne ferim? Păi eu cred că, mai ales pentru tineri, acum mă refer la tineri și ați amintit că am petrecut destul de mult timp online și am avut un blog și am fost destul de acomodat cu spațiul acesta și am văzut acolo următorul pericol. Sunt tot felul de pomi otrăviți, sunt tot felul de predicatori pe YouTube, sunt tot felul de resurse, de informații. Noi suntem cea mai informată generație din istorie. Nu a existat niciodată acces atât de facil la informații și la atât de multe informații. Și eu le-aș spune tuturor ascultătorilor noastre să aibă grijă la ce mănâncă. Dacă mănânci prunii cu lapte și bei apă, nu te aștepta să-ți fie bine. Dacă amesteci o mixtură de asta de învățături toxice, pe orice vânt de învățătură, și spune Apostolul Pavel, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, deci o majoritate. Și mă înfior când văd avalanșa aceasta de închipuiți, de nu îndrăznesc să deteriorez cuvântul predicator, nu sunt predicator, și vorbăreți acestui veac. Când văd oameni care strică Evanghelia Harului, întinează cuvântul lui Dumnezeu și vin cu tot felul de povești închipuite și cu tot felul de lucruri, mă înspăimânt ce mănâncă poporul lui Dumnezeu. Să aibă grijă la ce mănâncă. Sunt oameni care nu vor degusta meniuri foarte rafinate. Da? Sunt oameni care cărora le place să mănânce ceva foarte rafinat. Există o parte din poporul Dumnezeu care, din punct de vedere spiritual, vor mânca numai cu ciorbe de burtă și mici. Nu e mai sănătos așa. Dar citiți cuvântul lui Dumnezeu. E grana fundamentală. Pâinea cea de toate zilele. Voi vei rezista cu ea. Nu, domnule, eu am citit nu știu ce autor și pomenesc tot felul de nume de astea față de care au tot felul de fascinații. Și sunt oameni care pot digera hrană tare. Sunt minți antrenate. Am studenți care sunt și absolvenți de filozofie și care pot, dar sunt unii care sunt îndemnați de acești pseudo-intelectuali creștini ca să citească anumite lucruri pe care nici ei nu le pot digera. Dar ăsta e fariseism în forma lui pură. Pun poveri pe umerii oamenilor pe care ei nici măcar cu degetul mic nu le ridică și pun poveri din acestea pe umerii oamenilor și citind, ascultând, informându-te din izvoare otrăvite, îți otrăvești viața cu îndoială. Și acum avem o generație, și cu asta voi încheia fraza mea, și este un strigă de alarmă, avem o întreagă generație care în jurul anilor 30 care își deconstruiesc credința creștină. Este un întreg trend de deconstrucție a credinței creștine, de decreștinare. Și sunt cântăreți foarte cunoscuți, sunt persoane publice care au fost păstori, teologi care au zis că au ajuns să decreștineze, să-și deconstruiască credința. Da, e trist ceea ce spuneți și într-adevăr sunt semnale în spațiu online, întâlnim astfel de relatări, de expuneri. Slavă Domnului că avem har în Hristos Domnul care are milă de slăbiciunile noastre. El a suferit și ne-a dat un exemplu, un model și poate veni în ajutor, spune Apostolul celor care sunt slabi, suntem slabi, pentru că a trecut și el ca înainte mergător. Spunea Apostolul Pavel să cercetăm toate lucrurile și să păstrăm doar ceea ce este bun. Cred că asta e chemarea noastră. Întrebarea este cum vom face acest lucru, pentru că pentru a lua ce este bun, din momentul când trebuie o grilă, un material, o sită.
Și problema cea mai mare a generațiilor de acum este că, nemai făcându-se școală cum trebuie, școală care să ne învețe gândirea analitică, să gândire critică, să judecăm adevărurile după un dreptar al învățăturii. Sunt oameni care nu mai știu crezul. Nu știu ce cred. Și cu imaginea asta încheie, am un verișor care este păstor, fratele Viorel Cruceru din zona Slatina, și spunea: Marius, dacă ar intra ăștia de la ISIS la un moment dat și ar bloca ușile și ar veni cu mitraliere aici să împuște cât mai mulți credincioși în bisericile noastre, mulți ar muri nevinovați. Că nu știu de ce sunt acolo și nu știu ce cred. Și din păcate asta este realitatea. Dacă am fi martirizați, n-am ști pentru ce suntem. De aceea este foarte important să știm ce credem. Aceasta alungă îndoială. Când spui crezul, când te plasezi în tradiția celor 2000 de ani de creștinism, în sute de generații care au crezut în Dumnezeu, e atunci, în acel Dumnezeu biblic, în acel Dumnezeu pentru care s-a luptat la Nicea și la Calcedon, în acel Dumnezeu pentru care creștinii au fost scoși în Coloseum și mâncați de fiare, atunci nu cred că mai există mult loc de îndoială. Da, e clar că e nevoie de o întoarcere la ad fontes, la origini, la începuturile credinței și la modelul primilor creștini, pentru că acela a fost modelul pur, real și sub și presiunea, așa cum ați spus dumneavoastră, amenințărilor, a prigoanei, credința lor s-a testat, s-a desăvârșit. Domnule profesor, la încheiere aș vrea așa o concluzie pentru ascultătorii noștri, să un gând, ceva de scriptură, o încurajare. În urmă cu ceva timp am scris un text. Nu e un text mai lung, dar citesc finalul. De ce cred? Pentru că nu am încotro. Pentru că nu există alternativă. Vreau să cred? Da. Pot să cred? Nu. Cel în care cred mi-a dăruit povara și darul, chinul și mângâierea, crucea și răsplătirea credinței. Pierzând cele mai scumpe prețuite în ultima vreme, am găsit cea mai mare comoară, o credință mai tare și mai de nezdruncinată, așa că strig împreună cu disperatul din Evanghelie. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Poate că este cel mai fascinant strigăt și cea mai penetrantă rugăciune pe care am învățat-o în Valea Disperării. Asta așa. Amin, frumos. Domnule profesor Marius Cruceru, a fost o bucurie să fim împreună cu dumneavoastră aici la Actualitatea în Obiectiv. Vă mulțumim pentru gândurile frumoase, pentru ideile pe care le-ați împărtășit. Vă dorim mult har, sănătate, mulțumim, binecuvântare în slujire, în activitatea academică și vă mai așteptăm cu drag în București. Vă mulțumesc pentru invitație. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Ne-am bucurat să-l avem împreună cu noi pe domnul profesor și pastor Marius Cruceru. Împreună am discutat despre influența îndoielii în viața credinciosului. Vă încurajăm să rămâneți în Scriptură, să rămâneți ancorați în relația cu Hristos, să căutați adevărul, să-l trăiți, să-l practicați. Eu sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, fiți sănătoși!